Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați recent de către o femeie din orașul Vicovu de Sus că a fost înșelată de către o persoană necunoscută, utilizatoare a unei rețele de socializare, care, pretinzând că este general în război în Orientul Mijlociu, are nevoie de o sumă importantă de bani pentru a ajunge în România, urmând ulterior să-i restituie suma de bani. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, din luna iunie anului 2022, până în prezent, femeia a luat legătura prin intermediul rețelei de socializare cu o persoană necunoscută care i-ar fi relatat că este general de război, fiind în misiune de război și are nevoie urgentă de bani, întrucât nu vrea să moară acolo, dorind să vină în România. Femeia a acceptat să-l ajute pe falsul general din milă, de bunăvoie, efectuând mai multe tranzacții de transfer numerar de la diferite sucursale din municipiul Rădăuți către diverse conturi bancare pe care persoana necunoscută i-le-a oferit. În cele din urmă, femeia a transferat falsului general suma totală de 22.760 de euro. În urmă cu câteva zile, femeia a relatat cele întâmplate membrilor familiei sale, ocazie cu care aceasta și-a dat seama că a fost indusă în eroare. Suma de bani pe care femeia vătămată i-a virat în diferite conturi erau bani primiți de la copiii săi. În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pe depsită de articolul 244 aliniatul 1 și 2 din Codul Penal, ce urmează a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă. Polițiștii atrag atenția cu privire la acest mod de înșelăciune și recomandă să nu dați curs unor astfel de relaționări păguboase și să nu virați sume de bani în conturile solicitate de persoane necunoscute. Metoda se bazează pe încrederea celor care se lasă abordați, de obicei oameni fără prea multă experiență pe internet, subit de către o femeie sau un bărbat care le devine iubit sau iubită și care aleg să trimită o sumă de bani pentru a păstra legătura amoroasă. Pe baza avansului tehnologic și aplicațiilor de ultimă generație accesibile gratuit de pe internet, direct pe telefon sau calculator, în ultima perioadă această metodă a devenit tot mai sofisticată, deoarece infractorii folosesc limba de origine a victimei și comunică prin intermediul unor aplicații criptate, ceea ce îngreunează mult atât identificarea infractorilor, cât și dovedirea faptelor. Sumele de bani obținute de la victimele credule nu sunt însușite de obicei direct de către destinatarul lor final, ci parcurg circuite financiare complicate, fiind transferate de la o persoană la alta, de pe un cont pe altul, prin diverse medii financiare, bancare și nebancare, folosindu-se de diferite persoane și justificări, scopul fiind acela de a se crea o mai mare aparență de legalitate a încasării finale și o credibilitate sporită a provenienței sumei de bani dintr-o operațiune reală de către dobânditorii subsecvenți până la beneficiarul final.